O odaie de mahala. De o parte și de alta, câte un pat de culcare. În mijloc o masă, împrejurul căreia sunt așezate scaune de paie. Pe masă, o lampă cu gaz. Pe globul lămpii, un abajur cusut pe canava. O sobă cu ușa deschisă și cu câțiva tăciuni pâlpâind. Leonida e în halat, în papuci și cu scufia de noapte. Efimița în camizol, fustă de flanelă roșie și legată la cap cu un tulpan alb. Amândoi șed de vorbă la masă. Așa cum îți spusei. Mă scol într-o dimineață și știu obiceiul meu. Pui mâna întâi și întâi pe aurora democratică să văd cum mai merge țara. O deschiz și ce citesc? Punct cu punct. 11 pe 23 făurar. A căzut tirania, vivat republica. Auzi, colo. Răposata dumneiei nevastă mea de întâi nu se sculase încă. S-a jos de pat și strig. Scoală, cocoană și te bucură că ești și dumneata mumă din popor. Scoală că a venit libertatea la putere. E? Când aude de libertate, sare și dumneai răposata din pat că era republicană. Zic, gătește-te de grabițule și hai și noi pe la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos până la teatru. Când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una cu două. Ți-ai găsit. Dumneata nu ești de ea. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva. Or să zici nu știu ce și nu știu cum, că adică-te-le acu unde ești tu republican, ții parte națiune. Așa. Dar când am văzut, am zis și eu, să te ferească Dumnezeu de furia popor. Ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiute, tâmbălău, lucru mare. Și lume, dă-ți venea amețeala, nu altceva. Bine că n-am fost în București pe vremea aia. Cum sunt eu, nevricoasă? Doamne ferește, pățeam alte alea. Ba nu zi asta. Puteai trage un ce profit. E, cât te gândești că a ținut toi revoluție? Până seara. 3 săptămâni de zile, domnule. Nu mă nebuni, soră. Ce te gândești, dumneata? Că a fost așa un bagatel lucru? Fă-ți idee, dacă chiar Galibardi, de acolo, de unde este el, a scris atunci o scrisoare către națiunea română. Zău? Mai e vorbă? Adică cum? Vezi, dumneata, i-a plăcut și lui cum am adus noi lucru cu un sur subțire ca să dăm exemplu Europei. Și s-a crezut omul dator ca un ce de politică pentru ca să ne feritisească. Da, ce spunea în scrisoare? 4 vorbe. Numai 4. Dar vorbe, ce e drept. Uite, ți-mi minte ca acum. Bravo-ți națiune, alal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos e scălit în original Galibardi. Apoi atunci, dacă e așa, a vorbit destul de frumos om. Unul e Galibardi, om odată și jumătate. Geantă la tine, domnule, n-ai ce mai zice. Deci a băgat el în răcor gândești pe toți împărații și pe papa de la Roma. Și pe papa de la Roma? Auzi, soro! Ba încă ce? I-a tras un tighel de a plăcut și lui. Ce a zis papa? Iezuita minter nu e prost când a văzut că n-o scoate la căpătăi cu el. Mă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge să lucrez ca pe fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politica pe lângă el, să mi-l fac cu mătru. Și de colea până colea, turavură, cofitunsă, cofirasă, neică în sus și puică în jos, l-a pus pe Galibardi de a botezat un copil. Și-a cunoscut omul nașul. Vezi bine. Acum, ia spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă Galibardi? Sumedenie. 1000, domnule. Numai 1000. Fușcă mor. Și adică numai cu 1000 să... Da, dar întreabă-mă să spun ce fel de oameni sunt. Ceva tot unul și unul. Ai mai prima, domnule, ales pe sprijan. Care mai de care dă cu pușca Dumnezeu? Volintir, mă rog.
Azi aici, mâine în foc, ce-am avut și ce-am pierdut. E, așa da? Și tot se închină la el ca la Hristos. Decatorul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea dacă nu ar avea ce. Ce spui, soro? Ce spun eu? Și câte și mai câte altele și mai și. Bravo! Trebuie să fie târziu, Mițule, ne culcăm? Tu-s ce trecute, bobocule! Leonida merge spre patul din stânga. Vezi, dumneata, cum trece vremea cu vorba? Efimița își drege patul. Cum le spui, dumneata, să tot stai să asculți. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva. Leonida intră sub plapumă. Mițu, ai zis matare fete să vie mâine mai de dimineață ca să facă focul. Da. Efimița stinge lampa. Se închină și se așează în pat. Odaia rămâne luminată numai de flacăra tăciunilor din sobă. Leonida s-a învârtit în pat până să-și facă culcușul. Așa. Fiecare se așează bine în așternutul său. Și zi așa cu Galibardi, ai? Așa, zău. Ei, mai dăm încă unul ca el și până mâine seară nu trebuie mai mult să-ți fac republică. Dar nu e? Dar o să-mi zici că cu încetul se face oțetul, orică mai rabdă că n-ai intrat zilele în sac. Dar pe bine, frate, până când tot rabdă, azi rabdă mâine, că nu mai merge, domnule. S-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică. Adică, zău, bobocule, vezi, eu, cu mintea ta de femeie, pardon să te întreb și eu un lucru. Ce procopseală ar fi și cu republica? E, bravo, și asta e bun. Cum ce procopseală? Vezi, asta e vorba. Capai, minte, ce-ți mai trebuie? Apoi, închipuiește-ți dumneata numai un contei. Stai să spui. Mai întâi și întâi că dacă e republică, nu mai plătește nimeni abil. Zău? Zău. Al doilea, că fiecare cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate. Parol? Parol. Par exemplu eu. Pe lângă pensie? Vezi bine. Pensia e bașca. O am după legea veche. E dreptul meu. Mai ales când e republică, dreptul e sfânt, domnule. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor, domnule. Așa da. Și al treilea, că se face și lege de murături. Cum? Lege de murături? Adică trebuie că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datorii. Maică precisă, doamne! Apoi dacă e așa, de ce nu se face mai curând republică, soro? Te lasă reacționare, domnule! Firește, nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimeni abir. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura? Așa e. Dar un lucru nu înțeleg eu. Ce lucru? Dacă nu mai plăti nimeni abir, soro, de unde o să aibă cetățenii leacă? Treaba statului, domnule. El ce grijă are? Pentru ce l-avem pe el? E datoria lui să grijească să aibă oamenii lefurile la vreme. Așa da? Vezi, mie nu-mi dădeam gând. Ce bine ar fi! Unde dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta? Republica. Dorm, soro? A dormit. Cona Efimița se așează pe ureche și adorme și ea. Unul după miezul nopții sună în vecinătate.
Cine? Sare din pat, aleargă repede la ușă și o încearcă dacă e bine închiriată. Asemenea la fereastră. Se întoarce mai puțin îngrijată să se așeze iar la loc, făcându-și o cruce. Cine știe ce ai fi visat? Se culcă și ațipește iar. Cocoana sare din pat cât colo. Cine? Merge tremurând la masă, caută pântuneric chibriturile și aprinde lampa. Foarte emoționată, încearcă încă o dată ușa, merge în vârful degetelor la dulapul de haine, îl încuie repede ca și cum ar fi prins pe cineva în el și ascultă cu palpitație ce se petrece înăuntru. Se uită apoi pe supaturi și prin toate colțurile. Stinge lampa, se închină și se urcă iar în pat. Coane în chimița, sare jos și rămâne înmărbulită în picioare ascultând. Leonido! Leonido! Cucoana se repede peste un scaun cu exasperare, se împiedică și cade peste patul lui Leonido. Leonido! Hai, ce? Leonido, scoate-i foc, Leonido! Unde e foc? Scoate revoluție, bătălie mare afară! Aș, vorba să fie! Ce te pomeniști vorbind, domnule? Bătălie la toarnă, toro, pistoale, puși, tunuri, Leonido, clipete, chiote, lucru mare, de-am sărit în somn! Mițule, nu e nimica. Știi cum ești dumneata nevricoasă? Unde am vorbit toată seara de politică, te fi cu ca și cu fața în sus și ai visat și de știe ce. Leonido, deșteaptă sunt eu acum. Apoi de, Mițule, asta dumneata știi. Bravo, zbobocule. Nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel. Îmi pare rău. Cocoane, Leonido, sunt deșteaptă. Am auzit cum te auzi și mă auzi. Revoluție, bătălie mare. Bine, Mițule, stai, nu te importa degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine? Ai mai auzit ceva? Nu. Apoi de, cum vine treaba asta? Spune, Matale. De sorou. Știu și eu. Apoi vezi. Dar să o mai luăm și pe partea elaltă să vedem ce ai să mai zici. Bine, chiar revoluție să fi fost. Să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focul în oraș? E ordin de la poliție. De, bobocule, să zic și eu cum zici. Că după cum le spui dumneata, una și cu una fac două. N-are de unde să te mai apuce om. Da, bine, soro, am auzit. Am auzit. Cum să auzi ce nu era? Ce-am auzit dacă nu era nimica? Ei, domnule, câte de-astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Glumești cu omul, se întâmplă. Că fiindcă de ce, o să mă întrebi. Omul bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce oriceva, cum e nevricos de curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxie e gata. Și după aia, din fandaxie, cade în ipoandrie. Pe urmă firește și nimica mișcă. Comedie, soră. Așa o fi. Bunioară și la dumneata acum. O ipohondrie trecătoare. Nu-i nimic. Hai să ne culcăm. Noapte bună, Mițule. Noapte bună. Stinge lampa și se vâră în pat. Nu te mai culca cu fața sus, Mițule, că iar visezi. Cucoana se așează pe ureche, în odaie întuneric. Ai auzit? Amândoi deodată se ridică înfiorați. Efimița sare din pat. E idee, Leonido? Aprinde lampa. Sare și el din pat. Efimița aprinde lampa. E fandaxie, bobocule? Nu, e curat, Mițule. E ipocondrie, soro? E primește mare, domnule.
Ce să fie? Ce să fie, dumneata, nu vei ce să fie? Revoluție, bătălie mare, Leonido! Bine, frate, revoluție, ca revoluție, dar nu spusei că nu-i voie de la poliție să ai făcut ăla? Voie, nevoie, auzi? Auzi? Dar nu e, nu se poate să fie revoluție. Câte vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție? De, întreabă-mă să te întreb! Unde mi-ai servisit? Dacă vii să fie revoluție, trebuie să spui la ultimește. Gazeta. Merge la masă, ia gazeta, își aruncă ochii pe pagina a treia. Ah! Ei! Nu e revoluție, domnule, e reacțiune. Ascultă, reacțiune a prins ea la limbă. Ca un strigoi în întuneric, ea stă la pândă ascuțindu-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale. Națiune, fii deșteaptă. Și noi dormim, domnule. Cine strică soro dacă nu mi-ai citit gazeta de cu seara? De mine mă știu toți reacționarii că sunt republican, că sunt pentru națiune. Ce-i de făcut, soro? Nu te speria, micule, nu te speria. Iute, soro, pune mâna. Amândoi trag ceașafurile din paturi în mijlocul casei, golesc dulapul, scrinul și fac două legături mari. Apoi baricadează ușa cu paturile și cu mobilele. Mergem la gara, până în dosul 5 meciului și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică. Sunt de trai mei, republican toți săraci. Soro! Soro! Auzi, dumneata? Zabragii vin încoace. Auzi? Și cum sunt eu de ochiat, trept aici vin să ne dărâme casă. Nu spune, soro, că mor. Păi iute, iute! Soro, mor! Ai intrat în lupta noastră. Stinge lampa! Ana suflă gâtul în lampă. Amândoi sunt trăsniți. Să-l la ușe! Atâta mi-a fost. Nu te mișca! Să ne ascundem odată. Să lăsăm ca la balâncul și sărim pe fereastră. Ca dacă or fi intrat în curte! Garasta, comedie! Ai? Nu te mișca! S-a mai depărtat Zavera. Deschide popoană să fac focul. Leonida și Efimița ascultă uimiți, neștiind ce să crează. Vai de mine, nu-i bun asta. A pățit boierii ceva. E safta. Nu deschide o dată cu cap. Trebuie să deschid solo. Începe dobitoaca să țipe și mai rău. Te dă de gol la Zavragii. Deschide. Efimița stă un minut la îndoială, apoi se hotărăște și, dând în lături baricada, deschide. Hai, intră! Ce-i afară Safta? Safta a intrat cu un braț de lemne. Bine, popoană, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Acum de-abia s-a spart cheful. Adineaurea a trecut pacii vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Nae Ipingescu, ipistatul, beat frânt, chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc. Ce obicei? Și a făcut oamenii chef, ca seara a fost lăsata secului. A fost lăsata secule. Ei, vezi? Tot vorba mea, domnule, omul burioară de par exemplu dintr-un nu știu ce oriceva, cu menevricos de curiozitate intră la o idee, a intrat la o idee, fandaxie e gata. Eh, și după aia, din fandaxie cade în ipohondrie. Văzuși? E, soro, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș. Apoi bine, nu vezi dumneata că aici a fost chiar poliția în persoană? Bobocule, apoi cum le știi dumneata toate, mai rar